Palatul Braunstein este un simbol al Iașului, care a devenit un pericol pentru trecători. De sub pânza ce imită fațada clădirii, cad tencuieli. Nici în anul 2017 nu se știe soarta acestei clădiri. Deși primăria Iași a vrut să reabiliteze palatul din banii europeni și să deschidă o mediatecă, un restaurant pe terasă, spații comerciale, galerii de artă și o cramă, lucrările au rămas doar pe hârtie. Ieșenii nu mai cred în promisiunile autorităților locale, care promit de ani buni revitalizarea și promovarea obiectivelor turistice din oraș. Oamenii spun că singura soluție pentru renovarea Palatului Braunstein ar fi trecerea imobilului din domeniul public în cel privat. Ai de mine foarte proastă! Ce credeți? Credeți că se va rezolva ceva? Va fi reabilitat? Normal ar trebui, dar nu prea cred după alocările care le-a făcut Consiliul Județ, primăria. O părere foarte proastă și nu cred că se va rezolva foarte curând. Bun. Nu se rezolvă nimic, nu se face nimic, da? Ci cât nu s-a dărâmat, cât nu s-a străcat, nu mai făcut ceva înapoi. Nu mai făcut nimic, acum numai patronii, dacă cumpăr terenul, se fac atât care... Dar restul nu face. Chiar dacă dă fonduri. Eu nu știu ce le face dacă dă fonduri. Nu sunt optimiste deloc, pentru că multe clădiri arată așa, cu prelată, toate arată, nu știu, cum, dezolare. Și nu sunt prea optimist. Nu știu ce o să fie pe viitor, dar nu cred că o să fie bine. Oamenii spun că România nu știe să promoveze anumite clădiri care ar putea trezi interesul turiștilor străini. Dar, din păcate, în România, cam toate monumentele istorice au ajuns să fie ruine. Știm foarte bine cazul cazinoului de Constanța, Perla Constanței, care astăzi este o drăpânătură. Avem acolo cinematograful Victoria, iarăși. Și soluția autorităților este punerea de afișe peste clădiri să pară nobile. Păi dacă sună că o să trei blocuri vreo 10-15 ani de zile, asta mai durează vreo 30 de ani. Se va reabilita dacă le e cineva. Cum să spun, să le iei cineva într-o... Franceze, să-l cumpere. Poate să rezolvă ceva. Cu toate acestea, primăria municipiului Iași ne asigură că Palatul Braunstein va avea o nouă fațadă. Recent a fost depus un proiect de reabilitare pe fonduri europene la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Conform procedurii cei de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, după depunerea documentației și verificarea lor prealabilă, efectuează și vizite în teren. Sunt vizite normale și ei verifică modul în care s-a făcut documentația în teren pentru respectivul obiectiv. Credem noi că această vizită se va termina cu bine și în perioada următoare să putem anunța faptul că am devenit eligibil pentru atragerea acestor fonduri nerambursabile și să reușim să le dăm istoriei orașului un obiectiv atât de important cum este Palatul Braunstein. În cursul acestei săptămâni, palatul a fost curățat, 10 de sticle, ziare și gunoaie au fost scoase afară. Până ce proiectele de pe hârtie se vor transforma în realitate, o parte din istoria Iașului moare încet, dar sigur.